Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Următoarea săptămână a lunii februarie va începe cu aspectul armonios al lui Venus și Neptun, care va aduce sensibilitate și intuiție sporită pentru taur, balanță și pești. Reprezentanții acestor semne vor experimenta o unitate spirituală deosebită cu cei dragi. Sferele sentimentelor și romantismului sunt activate în raci și scorpioni, care vor fi predispuși la interese amoroase și relații sexuale neașteptate. Marț este o zi foarte armonioasă pentru căsătorii, logodne și sărbători de familie. Săgetătorul va putea rezolva unele probleme de lungă durată cu partenerii sau fanii lui iar gemenii și fecioara vor găsi un limbaj comun cu cei de care depinde avansarea în carieră sau succesul lor profesional. Conjuncția lui Marte și Pluto de miercuri va afecta berbecul și scorpionul, care nu numai că vor simți un val puternic de forță și energie, dar vor crea un anumit câmp de activitate și de mișcare în jurul lor, dar leii și capricornii tipici trebuie să fie deosebite de atenți, atât atunci când se deplasează, cât și când vizitează locuri cu mulțimi mari de oameni. Riscurile de otrăvire și rănire vor fi mari pentru balanță și peștii tipici, iar pentru gemeni, săgetător și vărsător nu este recomandabil să viziteze vraci, hipnologi și kinetoterapeuți. Greșelile în afaceri sunt probabile pentru fecioare și taur, care ar trebui să-și reducă activitatea de afaceri cu cel puțin câteva zile înainte. Pentru sănătate, Aspectul de tranzit al lui Marte și Pluto este important deoarece operațiile chirurgicale din această perioadă sunt de obicei foarte reușite, iar începutul tratamentului pentru cancer de rezultate excelente, sextilul armonios al lui Mercur și Chiron la mijlocul săptămânii va afecta cel mai mult activitățile gemenilor și fecioarei, care, în primul rând, datorită curiozității crescute și dorinței de lucruri noi, vor putea obține progres în muncă, studiu și afaceri. Totodată, pentru fecioare, accentul va fi pus pe pregătire, obținerea de certificate, diplome și promovarea examenelor, iar pentru gemeni, pe probleme comerciale, comerț, afaceri și comunicații de afaceri, pentru săgetător, Aspectul lui Mercur și Chiron va duce oportunități interesante de a se exprima în hobby-uri creative legate de abilitățile motorii fine, de exemplu, în diverse feluri de lucrări de ac, meșteșuguri fine, bijuterii și nu numai. Quadratura ce urmează între Mercur și Uranus va provoca distragere și o oarecare iritabilitate în și capricorn, cărora nu li se recomandă să se angajeze în afaceri. Ba chiar ar trebui să evite calculele și analizele în ultimele zile ale săptămânii. Vărsătorii ar trebui să petreacă mai multă timp acasă citind cărți și uitându-se la filmele lor preferate, iar capricornii ar trebui să înceapă să-și curețe spațiul, minimizând comunicarea și dezbaterile. Gemenii și fecioara ar trebui să-și controleze puternic emoțiile atunci când comunică cu oamenii, în special cu străinii. Riscurile de a le submina reputația din cauza manifestărilor de necumpătare sunt mari pentru leu și berbec, care pot ruina relațiile cu cei dragi, rude sau prieteni. Este indicat ca racii să nu se complacă cu explicații sau învățături îndelungate atunci când comunică în familie și la locul de muncă, deoarece răspunsul promit a fi extrem de tăios și neașteptat. Săptămâna se va încheia cu conjuncția lui Venus și Pluto. O perioadă critică pentru relațiile stagnante în cuplu. Riscurile colapsului conjugal sunt mari dacă nu există schimbare și dezvoltarea relațiilor, deoarece plictisala nu este întotdeauna sinonimă cu stabilitatea. Taurul, balanta și peștii vor întâmpina anumite dificultăți cu partenerii, care vor trebui să-și reconsidere bazele alianțelor și conexiunilor lor în direcția unor schimbări semnificative. Berbecii, Scorpionii și unii reprezentanței zodiei vor primi o atenție sporită din partea sexului opus, arătând frivolitate și dezinteres în relații, unii vor provoca nemulțumire și gelozie și chiar uneori răzbunare din partea fanilor abandonați sau jigniți. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!